place să fiu răsfățat așa pe gratis câteodată, să stau așa pe un șezlong. Mă rog, gratis în capul meu, că dacă e plătești șezlongul, plătești cocktailul, să stau așa la soare, să mă îmbie soarele și să mă răsfețe. Dar oricum mă gândesc la soare că am auzit că vine gerul. Și nu e tocmai bine. Mai multe informații despre vreme are colega noastră Beatrice. Bună dimineața, ce ne spui? Bună dimineața, cred că s-a dus toamna aceasta târzie de care am avut parte și va trebui să mai aștepți puțin până când o să poți să stai din nou la soare. Aflăm despre cum o să fie vremea în perioada următoare de la meteorologul Medea Andrei. Bun găsit, bună dimineața! S-a dus vremea blândă, nu? A venit iarna în sfârșit? Da, temperaturile zilele acestea vor fi destul de scăzute. Astăzi, mâine, preponderent negative, în general cuprinse între minus 7 și 2 grade, în măsura în care, în mod normal, ar trebui să fie cam între minus 3 și 5 grade, așadar mai rece decât ar trebui să fie. Nopțile, iarăși, foarte, foarte reci. Cea mai rece ar putea să fie noaptea de marți spre miercuri, atunci când în jumătatea de nord a țării, cel puțin, plus zonele deluroase dinspre sud, să fie cu temperaturi sub minus 10 grade, adică ger, și oricum, în general, sub minus 5 grade, prin urmare și nopți extrem, extrem de reci. Puțin se va încălzi și vor ajunge temperaturile la valori normale în 10-11, adică, că este miercuri, joi, așa, după care, din nou, vineri, sâmbătă, să intre o masă de aer mai rece și să scadă iarăși temperaturile. Prin urmare, așa, per total, toată săptămâna aduce temperaturi de iarnă. De ce mă refer la temperaturi și mai puțin la precipitații? Pentru că, într-adevăr, astăzi vor fi mai multe în Moldova. Chiar avem un cod galben pentru Moldova, Muntenia, Dobrogea. În principal este vântul, care va avea intensificări în general între 55 și 70 de km pe oră. El va fi asociat așa pe alocuri și cu ninsoare, mai intensă prin centru și sudul Moldovei. În nordul Moldovei mai mult va fi ninsoare, mai puțin vânt, deci fiecare regiune așa are statutul ei. Se vor aduna și ceva mai mulți centimetri de zăpadă, undeva la 10-15, izolat poate chiar mai mult. Spre sud aici, Bărăganul, Dobrogea, deja bate vântul destul de intens, dar din păcate fulgi de zăpadă o să vedem, dar fulgi de zăpadă nu prea sunt ninsori așa de interes. Mâine în sud o să ningă. Sper să vedem și la București câțiva fulgi de zăpadă, mai rămâne vântul în partea de sud-est a țării și da, o să fie asociat mai ales în estul Munteniei, prin Dobrogea, sudul Moldovei și cu niște ninsori, dar foarte slabe și vântul oricum va slăbi față de astăzi. După aceea, ninsori, dar mi-este și frică să spun că ele o să existe, dar atât de puțin vor dura, vor fi slabe, nu cred că ne vor aduce iarna aia pe care ne-o dorim. Dar să nu uităm, trebuie să trecem înainte de ziua de astăzi, unde cel puțin Moldova, undeva o jumătate de est a țării, va fi și cu viscol și cu ninsori, adică o să vedem acele zone frecvent la televizor. După aceea, încet, încet se mai liniștesc lucrurile, dar foarte rece. E posibil să mai avem în perioada următoare fluctuații așa de temperatură, să fie astăzi cald, foarte cald, mâine mai puțin, sau se așează vremea? Să știți că săptămâna viitoare pare că ne va aduce temperaturi mai mari decât ar trebui să fie în mod normal. Adică iarăși peste 5, 6, 7 grade, să mai avem iarăși 10 grade, așadar sunt fluctuații de genul acesta, nu neapărat zilnice, dar ele vor exista. Totuși, luna ianuarie ar trebui să fie rece, să fie mai în tonul lunilor de iarnă. Din păcate, decembrie este cam de mult pierdut ca și lună de iarnă, dar ianuarie, februarie ar trebui și uneori poate chiar și în martie. Vă mulțumesc tare mult, atât de aici mă întorc acum la voi.